Am încercat la eu să cartografiez zborul unui personaj extrem de important pentru dansul românesc. Centrul Național al Dansului încearcă să cartografieze dansul contemporan cu originile lui și cu ceea ce se întâmplă în prezent. Și maestrul acestui demers este Igor Mocanu. Eforturile Centrului Național al Dansului de a dezgropa, descoperi și readuce în fața publicului istoria puțin cunoscută, puțin sau deloc cunoscută a dansului, datează cam de la înființare, ceea ce nu se prea amintește este că seria de evenimente publice care scot istoria dansului contemporan la suprafață, a început chiar cu Trixie și chiar cu o inițiativă a Ginei și a lui Răzvan Mazilu, care se chema Sertar 1. Precedată de Sertar 2, precedată de Sertar 1, care a fost dedicată doamnei Esther Maghiar. În 2006, în iunie, a fost primul Sertar dedicat doamnei Esther Maghiar și în 2007, în ianuarie 2007, a fost Sertar 2, Trixie Checaies, la inițiativa lui Răzvan. Și ce a însemnat el pentru dans, apoi Gina care m-a introdus și mai mult în biografia acestui personaj extrem de interesant și de special, cred, pentru și încă nerecuperat, cred, în cultura română. Datorită lui Trixie, peste ani, în mod foarte straniu, am avut șansa să mă întâlnesc cu Nina Cassian la New York, o întâlnire minunată pentru mine și am stat 2 ore de vorbă cu doamna Nina, pentru că mai era în viață și o întrebam cum era Trixie. Iar interesul meu vine dintr-un motiv care probabil îl bănuiți. Eram și încă sunt interesat să lucrez un film inspirat din viața și din destinul lui Trixie. E un proiect care datează de mult, l-am lăsat deoparte, m-am apucat de altele, dar spre bucuria mea interesul mi-a rămas la fel. Care era, după cum vedeți, un spirit, un creator polivalent, scenograf, de costume, mult înaintea timpului său și care nu, care era ca tip de estetică tot așa mult înaintea și locului și spațiului de la Galat și înaintea a ceea ce însemna dansul acolo. Dar ceea ce m-a durut cel mai mult este că Trixie Checaies a realizat niște ilustrații, se pare, minunate la Omar Khayyam. Au fost expuse la Constanța. Domnul Părinte Iaconescu, o să aveți povestea în carte. Aveți toate poveștile acestea în carte care îi fac... fac vreo 40 de... de ilustrații, dar care... se pare că au stat într-un garaj și au fost mâncate de șoareci.